Partenerul emisiunii este Starnet. Starnet de 20 de ani sub aceeași stea. Bun găsit la o nouă ediție de cealaltă Basarabie. Iată ce veți urmări astăzi. M-am stabilit cu traiul peste hotare în 2009, atunci când am luat o bursă pentru studii, am masterat în Țările de Jos. Când veneam acasă și vorbeam despre cancer, observam reacția oamenilor. Chimio, radio, cu toate consecințele, cu, fără, păr. Când te bolin, tu все равно один на один со своей болезнью. Aveam nevoie de cineva care să mă ajute, să mă orientez. Țara în care m-am născut și care, într-adevăr, are nevoie de mai mult suport. Și lipsește foarte multă informație. La tabere se întâmplă magie. Я бы даже сказала, там происходит исцеление. Хотят они того или не хотят. Eu întotdeauna am vrut să ajut anume pacienții care trec prin cancer. Scopul este tu să ai o viață post-cancer. Astăzi, la cealaltă Basarabie, urmăriți cum un diagnostic care îți poate zgudui viața a fost transformat în curaj, iubire, dăruire și acceptare. Aflați cum experiența cancerului și descoperirea instrumentelor de vindecare a acestei boli din țările Regatului de Jos, Marea Britanie, Belgia și nu doar, a devenit motivație de schimbare a mentalității persoanelor diagnosticate în Moldova. Cancerul nu alege țara, locul de muncă sau ce vârstă are o persoană care ajunge să se îmbolnăvească. Iată câteva femei care, deși erau stabilite în diferite colțuri ale Moldovei, dar și a lumii, au fost diagnosticate cu diferite forme de cancer, dar care în cele din urmă au ajuns să organizeze și să participe la tabere de recuperare desfășurate la noi în țară. Stabilită în Marea Britanie de mai mult de 13 ani. Și când am ajuns acolo, am făcut 2 luni, am fost o profă bună pentru copii de tenis de câmp. După care am fost ghidată să merg la un medic, pentru că aveam o tuse neordinară. Și făcând investigațiile la urgență, mi-au sugerat să merg mai departe și am făcut câteva mai multe investigații mai profund. Astfel am ajuns să fac o biopsie, după care mi s-a adeverit că am cancer non-Hodgkin's limfoma. Nodulii limfatici de aia și au fost mai pronunțați ca de obicei, urmat de chimioterapie timp de 6 luni. La o periodicitate de 21 de zile. Am avut cancer, am fost operată, am trecut toate etapele de tratament, chimio, radio, cu toate consecințele, cu, fără păr, cu, fără peruci, cu povești despre starea mea, cu lupte. Deci aveam nevoie de cineva care să mă ajute, să mă orientez. Tabăra pentru mine a fost orientarea asta, care îți permite să unești spirit, fizic și te ajută să îți răspunzi singur la întrebări, pentru că să știți că răspunsul pentru fiecare este diferit și este individual. Să позволение зрителей с вашего, я буду говорить на русском языке, и у меня есть такой принцип не потому, что я не говорю на румынском, а для того, чтобы больше людей понимало, о чем мы говорим, и чтобы больше людей получало эту информацию. С Дариной мы познакомились в 2017 году на ретрите, на первом ретрите, который проводила компания Run Pink Moldova. Ретрит был для женщин, которые проходят или прошли онкологию. Ретрит включал в себя психологическую помощь, йога, и творческая, да, часть, где исцеление через творчество. Я узнала через одного психолога об этом мероприятии, и я сразу согласилась. Я получила приглашение, сразу согласилась, не задумываясь. Мне все это всегда было интересно. Я и сама свою болезнь проходила именно с этой точки зрения, что это не просто болезнь, это симптом. Болезни не существует, есть симптомы.
и что тело мне о чем-то говорит, и я рассматривала с точки зрения психосоматики. И это мероприятие было мне крайне интересно. Una dintre organizatoarele cheie ale acestor tabere de recuperare este Dorina Baltag, stabilită în Olanda. Datorită dedicării și implicării mai multor moldovence, începând cu anul 2017, au fost organizate 4 tabere de recuperare în Moldova, oferind un spațiu de susținere și vindecare pentru femeile care trec sau trecut prin această boală. Cele 47 de beneficiare au avut ocazia să participe la aceste tabere, unde au trăit experiențe de neuitat. Am fost cunoscută cu Dorina prin intermediul altei persoane, Dorina, care la timpul cuvenit au organizat cu perucile, donau la beneficiare și m-a întrebat, poți să utilizezi cabinetul tău pentru a dona peruci la beneficiare? Și am spus, da, desigur. Și Dorina a intrat, a venit, a spus că dai vrea să fii și psiholog la tabere. Și eu, care sunt aventuroasă în tot ce este greu, am spus da, deși nu știam ce mă așteaptă. Adică sunt omul care încearcă și tot tipul de provocări, asta este despre mine. Tot ce trebuia să facem este să aducem o platformă de comunicare și de a comunica, anume prin Run Pink Moldova, împreună cu Adriana, Dorina și eu am aderat mult mai târziu, doar la taberele de recuperare, acolo am făcut cunoștință mai bine și cu Adriana, prin intermediul acesta și am decis să... Deci ele aveau deja un program bine conturat și probabil programul ăsta și până acum conceptul este definit, dar totul se conturează în timp și aducem diverse informații, elemente și cum putem să informăm. Acum ne axăm cumva mai mult pe femeile care sunt afectate de cancer prin toate activitățile care le facem. Și aceasta vine de aici, de la noi, din interior, de dorința de a oferi ceva mai mult și anume informația pe care lipsește pe piața noastră de aici, din Moldova. Хочу сказать, что там просто, ну, условно говоря, перепрошивка мозга. Но это происходит для тех, кто готов это принимать, потому что мероприятие очень глубокое. И не каждый готов идти и признавать, что да, со мной что-то не так, а не с врачами и с окружающими. И там, правда, оттуда я знаю женщин, мы общаемся, да, с женщинами, которые там были до сих пор, и это по-другому. Ты выходишь оттуда другим, ты по-другому видишь очень простые вещи, которые тебе казались другими. Cea care a înțeles de ce anume este nevoie să se întâmple aceste tabere de recuperare este Dorina Baltag, care a trecut și ea prin cancer. Moldoveanca are 12 ani de experiență profesională acumulată la universități din Olanda și Marea Britanie, unde a predat cursuri de studii europene, relații internaționale, diplomație și alte cursuri de politică externă a UE. În prezent este cercetător invitat la Institutul pentru Diplomație și Guvernanță Internațională de la o universitate din Marea Britanie, unde a primit premiul de excelență 100 pentru doctorat. M-am stabilit cu traiul peste hotare în 2009, atunci când am luat o bursă pentru studii, m-am masterat în Țările de Jos. Am mai fost întrebată și întotdeauna am zis setea de cunoștință a fost acea chemare pentru care am călătorit în lumea întreagă. Am avut ocazia să studiez și în Statele Unite ale Americii, și în Polonia, și în Țările de Jos, și doctorantura mi-am făcut-o în Marea Britanie. M-am simțit dintotdeauna un cetățean al globului pământesc și întotdeauna acolo unde eu sunt încerc să construiesc casa mea, să am oamenii mei, iar legătura cu țara întotdeauna a fost prezentă. Cine era Dorina Baltag înainte de a pleca de aici? Cred că aveam două părți din mine. O parte era cea dornică de a cunoaște lumea, atât prin carte, cât și prin cultură, artă, istorie. Aveam o grabă, poate pot să zic, să văd cât mai multe, să cunosc cât mai multe. Și pe locuri era și un copil care cred că își căuta loc sub soare și dorea să devină adolescent, apoi femeie, știi, așa.
mai ancorată, mai liniștită, mai calmă, mai autentică. Dorina Baltag locuiește în Regatul Țărilor de Jos din 2009 și este fondatoarea comunității Noroc Olanda. Mi-a oferit un mediu în care eu mă simt eu și sunt mai autentică. Aud și de la colegii din țară că prima dată când te-am cunoscut pe tine, Dorina, am simțit acea gândire critică și asta nu le place tuturor, dar eu am vrut să te cunosc pentru că tu ai această gândire critică. Și când zic de gândire critică, revin înapoi la întrebările socratice. Să întrebăm, să ne informăm, să ne documentăm și să avem o părere argumentată. Ori asta eu am întâlnit în Olanda, în care îmi zic, dar eu sunt parte integrantă a acestei societăți, fără ca să-i vorbesc limba. Țările de Jos atrag milioane de vizitatori în fiecare an, care se bucură de istorie, artă, arhitectură și, bineînțeles, de la lele. Dorina a văzut în această țară loc de dezvoltare pe toate planurile. Îmi place că totul are sens, chiar dacă mie nu întotdeauna îmi convine, nu știu, că centrul vechi este închis și trebuie să merg pe jos sau alte elemente foarte simple, că transportul public după o anumită oră nu funcționează, nu mai știu. Am văzut multe deprinderi de viață care mie mi-au surâs de la felul în care reciclăm și avem grijă și suntem educați despre reciclare, de la felul în care șofăm și vorbesc de a șofa pe bicicletă. Faptul m-a fascinat momentul că o familie de olandezi are mai multe biciclete pe cap de familie decât mașini. Poate să fie o mașină la o familie de 3-4 persoane și cel puțin 6 biciclete. La un moment dat aveam, cred că și eu, 3 biciclete și am zis cum am ajuns eu aici, eu care nu prea obișnuiam să merg pe bicicletă. Aveam una care ziceam eu, aia dacă mi-o fură nu-mi pare rău. Așa cumpărată second hand sau cum zicem noi, cred că e a 20-a mână, nici cum nu este la mâna a doua. Aveam bicicleta pe care o primeam prin intermediul serviciu. Există foarte multe facilități, este planul național, eu exact n-am să țin minte acum cum se numește, prin care angajatorul îți oferă, ori îți rambursează costurile de drum la tren. Faptul că trenul este un transport public, pe mine asta mă fascinează, și o țară un pic mai mare ca și teritoriu decât Moldova. Avem ce învăța. Dacă este o țară de la care vrem să preluăm ceva, eu aș zice asta să fie Olanda și nu o altă țară. Este o țară dens populată, cu un sistem educațional bun, o cultură antreprenorială înfloritoare și un echilibru fantastic între viața profesională și cea privată. Desigur, când suntem turiști, suntem în Amsterdam sau în Haga sau în Utrecht, în zonele concentrate, poate nu vedem momentele astea, dar eu am locuit în două orașe și nu am fost doar în zona turistică și mi-a plăcut foarte mult să văd atâta lume pe biciclete. Și atunci când plouă, o altă atitudine față de vreme. Olandezul niciodată nu o să-și facă planuri vis-a-vis de timpul de afară, care este vremea. Că plouă, că foarte rar când ninge, că sunt foarte multe vânturi. Deci asta nici cum nu-i afectează starea de bine și mie asta mi-a plăcut foarte mult. O fascinație eu am avut pentru Olanda dintr-o altă perspectivă și aici vin înapoi ce putem replica. Uite, o țară care este foarte dens populată, este sub nivelul mării și nu are cernozem, este în top la producția de roșii, mondial. Locul 1, 2, 3. Zic, cum? Cum au făcut ei? Au investit foarte mult în tehnologie, în agricultură și au un parteneriat frumos între ministere și universități. Eu nu vin din acest domeniu, ți-am spus, din științele publice. Universitatea Wageningen din Țările de Jos este partener pe foarte multe direcții ministerilor, antreprenorilor, în tot ceea ce ține de agricultură. Și să investești în educație aduce doar beneficii pentru o țară. Acum câțiva ani, Dorina a fost diagnosticată cu cancer. Ce făceai când ai fost diagnosticată cu cancer și ce se întâmpla în viața ta în momentul acela, dacă poți să ne vorbești despre asta?
Eram în anul 2 de masterat, așa a fost să fie că am fost recunoscută și apreciată la Universitatea din Maastricht. Am primit o bursă pentru un an la un masterat Masters of Arts, un MA, și profesorii de acolo m-au apreciat pentru un program mai înalt, științific, masterat în științe, și mi-au creat condiții și mi-au deschis oportunități pentru a trece într-un program mai avansat, care dura 2 ani, ceea ce presupunea mai multe investiții în metodologie, în cercetare, pentru a trece pe traiectoria unui doctorat. Mie mi-a surâs foarte mult, dar cred că mi-a luat câteva luni să fiu eu convinsă că asta este traiectoria și că merg în acea direcție. Eu vreau să-mi fac studiile, să fac o stagiere. Cred că pe atunci era la Bruxelles și după aia să revin în țară, să lucrez și apoi să merg pe această traiectorie de doctorantură. Eram foarte fericită, duceam un mod de viață bine, de studentă peste hotare, aveam o comunitate de colegi, prieteni. Lucram la universitate în cel de-al doilea an, eram asistent în anumite programe la departamentul în care îmi făceam masteratul și într-o bună zi, brusc, am început să mă simt nu chiar bine și cred că în 24 de ore am mers la spital, în secția de urgență. Era o formă a cancerului ascunsă, pentru că toate rezultatele erau bune. Vorbesc despre analizele pe care le-au efectuat și timp de o săptămână au lucrat 3 echipe diferite să îmi ofere un diagnostic cel mai apropiat de cazul meu. Ce s-a întâmplat și cum a fost momentul în care deja ți-au spus diagnosticul și cum a lucrat, pentru că este o experiență din afara Republicii Moldova? A fost foarte interesant. Pe atunci în spital nu aveam acces la Wi-Fi și eu deseori cât am fost la spital, țin minte, în fiecare zi îmi ziceam mai repede, hai mai repede, eu nu am timp să fiu aici, câte aparate mai avem de trecut. Era și partea de aventură, pentru că existau tot felul de seriale, gen Grey's Anatomy, Doctor House, în care vedeai acele aparate moderne și aveam și o fascinație, uite, am văzut și aparatul ăsta și celălalt. Nu erau atât de simple cum păreau ele la televizor, erau mult mai complexe, unele arătau ca o barocameră, au fost și am descoperit chestii despre disconfortul pe care l-am să mă aflu pentru 40 de minute nemișcat într-un aparat sau într-o cameră specializată, de exemplu. Și aveam momentul ăsta de vreau să știu răspunsul, uite, chiar aici. În țară, eu n-am avut ocazia să interacționez cu sistemul medical. Eu eram un copil și apoi un adolescent sănătos, bine, poate o răceală ocazională. Dar știam că în Moldova, dacă vrei să afli un răspuns, tu poți face aici și acum. Și eu aveam momentul ăsta, hai, eu vreau mai repede să aflu. Țările Regatului de Jos au un protocol pregătit atunci când este vorba de cancer și tratamentul lui. Știu că vorbeam și cu părinții și îi spuneau, da, poate totuși să vii acasă și o să investigăm aici. Ori în țările de jos există un protocol și un cod deontologic în care pacientului sau pacientei nu îi se va spune exact toți pașii întreprinși. Eu am aflat despre pașii întreprinși pentru că am cerut dosarul meu medical și l-am studiat. Acolo am aflat că au fost 3 echipe care au înaintat 3 teorii vis-a-vis ceea ce mi se întâmpla mie. A existat un board de profesori care a analizat cazul și pe final au venit cu o diagnoză și apoi a urmat deja protocolul. După o serie de investigații, Dorina a primit diagnosticul. Ce mi-aduc aminte clar este că atunci când discutam cu medicul și au venit, putem să-ți confirmăm diagnoza, iată ce are loc. Dacă mai ții minte că putem să înregistrăm pe casetele astea VCR și spunem o pauză, păi toată lumea în jurul tău ceva vorbește și la tine este un slow motion foarte, foarte încet, lent. Apăreau, întrebările mele erau, ok, stați o clipă, ce se întâmplă exact? Aveam un moment absolut de experiență din afara corpului, dacă pot să zic așa, pentru că se procesa cu o viteză maximă, în același timp creierul nostru are capacitatea să audă tot ce spuneau medicii.
iar eu mi-am pus întrebarea, am 27 de ani, ce am făcut eu până acum, da, fata perfecționistă, repede s-a trezit, zic că ia stai o clipă, casă, masă, copii, nu știu, carieră, mai știu ce acolo era. Imediat m-am conectat prin inimă cu părinții mei și mă întrebam cum am să le zic eu această diagnoză, pentru că în familia noastră deja au existat două istorii. Ambii bunici din partea mamei mele au plecat în cealaltă lume prin această boală, anume prin cancer, și cumva în urechile mele răsunau tot felul de chestii. Chiar dacă șocul și-a spus cuvântul, Dorina a simțit o determinare puternică să găsească soluții ca să trateze cancerul. Apoi m-am recules și trebuie să zic că anume profesia mea de a investi în cercetare, de a înțelege cum să dau întrebările, de a mă documenta, de a primi informația necesară. Medicii au știut când să oprească creierul meu din 101 de întrebări, pentru că eu mergea pe o direcție foarte enciclopedică. Un fel de vreau să știu, și în cazul meu recomandarea era: acum este momentul să te focusezi doar pe tine, să fii bine, să te detașezi, să nu lucrezi, să nu utilizezi creierul, să fii doar tu cu tine, și pentru că așa speranța ta va crește, credința ta va crește și rezultatul va fi unul pozitiv. Aceasta contează foarte mult. Cam asta mi-aduc aminte din discuțiile pe care le-am purtat cu medicii în acea zi. Atunci când i-a fost pus diagnosticul în Olanda, moldoveanca a primit și pașii pe care va trebui să-i facă. Forma cancerului meu se numește Hodgkin limfoma, este o afecțiune a sistemului limfatic și protocolul este identic, fie că suntem în țările de jos, fie că suntem în Moldova, se întreprinde același protocol. Poate dacă mi-aș da o întrebare, aici din nou ar fi bine de studiat, calitatea preparatelor de chimioterapie. Am fost pacientă la un spital academic. Universitatea din Maastricht are spitalul academic și ei sunt foarte mult focusați pe inovații în baza acestor cercetări, acestor studii. Și în cazul meu, eu când am primit toate datele, eu am primit deja și protocolul. În sistemul ei erau în ce dată trebuie să administreze, ce trebuie să aibă loc în fiecare zi de chimioterapie. În cazul meu a fost doar chimioterapie. Pentru fiecare procedură care venea mai devreme, se luau analize, acestea se analizau și noi știam cum vom, adică noi, medicii și specialiștii știau cum vor ajusta acele patru ingrediente de chimioterapie care trebuie să mi se administreze. Cătălina Bojescu a trecut prin cancer în Marea Britanie. A fost familia prietenii tot a fost familia mea acolo, pe loc, care mi-au sugerat un anumit suport prin intermediul a câtorva cărți. A fost plus în timpul chimioterapiei, am fost într-o zonă benefică pentru acea perioadă, cu un spital care pe teritoriu avea un centru în care se oferea tot suportul pentru femeile afectate de cancer. Începând de la o consultație, o discuție, simplă discuție, și terminând cu careva activități, gen terapie prenartă, aceleași yoga, ore de yoga, tai chi. Această experiență personală a fost unul dintre factorii care au contribuit la motivarea ulterioară de a ajuta femeile din Moldova care se confruntă cu aceeași boală. Astfel, atât Dorina cât și Cătălina au transformat experiența lor într-o sursă de inspirație pentru altele și a devenit o parte valoroasă a eforturilor de reabilitare și sprijin pentru femeile afectate de cancer în Moldova. 7 лет. 7 лет я в ремиссии. Сейчас я в ремиссии. Ce pași anume ați făcut și ați întreprins în această perioadă și cum a fost momentul când ați ajuns la prima tabără pe care a organizat-o Ramping? От лечения до первого ретрита прошел год. То есть я уже была после лечения, даже уже была с прической. Заболела, узнала я о своем диагнозе в мае 2016 года.
следовало 8 месяцев лечения, и 30 декабря 2016 мы, в принципе, и закончили лечение. Вот, это было вот так. И я уже говорила, и скажу еще раз, что мой подход был главный подход, и считаю, что это главный подход. Так и не умаляя достоинства врачей, параллельно с тем, что делают врачи, я была в терапии, в индивидуальной, в групповой терапии с психологом. Eu deja eram în căutare de răspunsuri, pentru că un paradox asociat cu bolile oncologice este frica asociată cu vina, cu regrete, cu nu știu ce. Deci aveam nevoie să-mi confirm anumite mesaje. Deci trebuia să înțeleg pentru mine personal de ce eu, de ce acum. Întotdeauna am lucrat, întotdeauna mi-am dedicat mai puțin timp posibil. Am mers cumva din inerție, mai puțin m-am gândit și întotdeauna eram acțiune. Eu și acum, de fapt, sunt persoană acțiune, dar aveam nevoie să dau sens. Dorina, Cătălina, dar și Adriana Rotaru, o altă moldoveancă stabilită peste hotare, au format o echipă de la distanță. Împreună au reușit să găsească formula în care să vină cu suport și ajutor pentru cei de acasă. Eu am fost la 3 tabere. Prima tabără, nici ele, nici eu nu știam ce o să fie. Și când m-au întrebat pentru 20 de beneficiari să fie gata să lucrez, eu am spus da, desigur. Și pentru prima dată a fost o experiență foarte dificilă. După cum spun beneficiarele, a fost și foarte efectivă. Am lucrat practic cu fiecare în parte. Timp de 3 zile asta era extenuant. Dar practicile care le-am făcut, în afară de cei că lucrasem cu fiecare în parte, am lucrat și în grup, lucru în grup, lucru aparte. Cu fetele de la primul retreat, prima tabără, a fost pentru mine destul de informațional și am știut ce să facem deja în următoarele. Și am luat în jumătate persoane, a fost deja mai ușor pentru că ghidarea și lucru care urma să fie, era bine planificat din timp, pentru că la prima nu știi ce te așteaptă, dar a doua deja ai experiența. Я бы даже сказала, там происходит и исцеление. Хотят они того или не хотят, исцеление тоже происходит, потому что идет глубокая работа. И на физическом уровне тоже, потому что речь идет о йоге. Да, это способствует открытию каналов. И психологическая работа очень глубокая шла. И плюс руками идет арт-терапия. Да, это такой вот комплекс. И еще очень важно выписывать, да, выписывать страхи, выписывать осознание. То есть шла работа и с этим тоже. Это важно для мозга. То есть когда мы прописываем, мы меняем, да, для мозга важно, и когда мы прописываем новое, да, как это было и как я буду делать дальше, это новые нейронные связи для мозга. Тоже это очень важно. То есть идет такой очень комплексный подход, очень крутой подход, я бы даже сказала. Но это ново. Это для нас очень ново было. Эти девочки прекрасные, которые это инвестировали свое время, деньги в это, внесли что-то очень важное для наших женщин. Что се întâmplă табере и prin ce практичные инструменты lucrați cu cei care vin? La табере se întâmplă magie și cei care mă cunosc știu că eu cred foarte mult în magie, așa îmi place mie. În mine trăiește și o fetiță care este foarte romantică, se conectează cu universul și eu știu când să o utilizez. Iar magia se creează prin câteva elemente în care mi-ajută cealaltă parte a creierului, da, de cercetare și cea care oferă structură pentru această tabără. Uite, asta este tot un ingredient foarte important. Noi diminețile le începem cu jurnalizare. Eu am creat un jurnal pentru participante. De fapt, este ghidul pe care l-am avut eu pentru mine, le-am pus toate împreună și în fiecare zi, pe stomacul gol sau după ce am băut o cană cu apă, femeile le rugam să jurnalizeze, după care aveam sesiunea de yoga și abia după aceasta noi mergeam la micul dejun, apoi continuam cu sesiunile noastre. Sesiunea de jurnalizare per se presupune întrebări socratice, adică noi descălcim acest păienjeni și în jurul maladiei de cancer. Ne revedem după publicitate, stați aproape!
Participantele la aceste tabere au avut oportunitatea de a învăța multe lucruri utile pentru gestionarea sănătăților fizice, mentale și spirituale. În timpul taberelor au avut acces la informații actualizate despre tratamente și tehnici de gestionare a stresului. Prin exerciții de respirație ajungem la o vizualizare și noi vizualizăm copacul, care de fapt este o reflecție a sinelui, a coloanei tale vertebrale. Și tu simți pe acest copac, poziționezi acele cuvinte, credințe asociate cu cancerul și persoana își desenează singurul copac cum l-a vizualizat, în culorile care le-a vizualizat și poziționează cuvintele acolo unde consideră potrivit. O observație este că deseori tu poziționezi suferința, moartea, anumite frici nu la rădăcina copacului, ci în coroana copacului. Ori tu când te uiți la coroană, asta este viitorul, iar rădăcinile este trecutul și trunchiul este prezentul. Așa că noi le ajutăm ca ele să demonteze aceste frici, ca pe urmă ele să fie parte din o poveste din trecut. Cancerul nu este nimic decât un cancer, eu nu ți aparține ție, a fost ceva care mie nu mai aparține. Apoi, la un moment anumit, urmează și sesiunile terapiei în grup, unde am cooptat-o pe doamna Ștefanie Madan, în calitate de psiholog al taberei noastre. Și numai decât am ținut să avem terapia prin artă, fie că aceasta a fost prin fotografie, fie că aceasta a fost prin... am desenat, am pictat... am făcut ceva care ținea de sustenabilitate. Toate aceste procese sunt documentate sau practici preluate din țările de jos, din Belgia, din Marea Britanie. La tabere, fiecare femeie se poate regăsi pe ea. În primul rând, ajungând acolo, avem conexiunea cu mai multe persoane, dar și cu noi înșine. Ceea ce este foarte important, să ne găsim și să ne regăsim în acel loc unde avem timp să petrecem cu noi, cel puțin o zi. Ну, смотрите, если говорить обо мне, я всегда была осознана, да, в том, что со мной произошло, и я всегда предпринимала действия, я понимала, что это я что-то сделала не так, и поэтому я имею этот результат, и сейчас я один из членов онкоинститута, что называется. И я всегда осознанно к этому подходила. Мне это помогло, вот то, что там происходило, мне как осознанному человеку помогло это прочувствовать энергетически, что это круто, что это правда очень важно для наших женщин. И кто готов, он правда получит удивительный результат. И они получали результат. Мы знаем, что каждый имеет право быть таким, какой он есть. И были и такие женщины, которые пришли, что называется, в одно ухо влетело, в другое вылетело, они ушли. Мы не можем на это влиять. Мы даем информацию, мы даем возможности. Как человек ее использует, это уже его право. Для меня лично это было очень круто. Это потому что я это прочувствовала вот прям по полной глубине. На меня это тоже повлияло. То есть, да, я тоже стала другой. Când a fost momentul când ai decis că vrei să revii în Moldova și să oferi suport și ajutor femeilor de aici și celor care trec prin astfel de diagnoze? A fi alături de alții sau ajuta pe alții este parte din mine și asta a fost din nou un traseu pe care a trebuit să-l parcurg și să-l accept. La subiectul cancerului, de fapt, eu inițial am făcut niște colectări de fonduri pentru copiii de la Spitalul Oncologic. Până acum mă bucur să văd fotografiile unui băiețel pe care l-am ajutat, dar am simțit că pentru mine va fi greu să colaborez cu anume cu copiii. Și cred că uneori, dar nu uneori, întotdeauna, Dumnezeu aude ceea ce zicem sau Universul, da? Zice aici tu dorești. Și eu foarte mult vroiam să împărtășesc din experiența mea. Eu am văzut cancerul în culori pozitive, deci eu mergeam la centrul de zi unde se administra chimioterapia cu bucurie. Au fost și zile în care mi-era foarte greu și nu mai puteam, dar în clipa când intram acolo era multă lumină, era multă veselie, era muzică.
poate sună cumva absurd, dar contează atât de mult. Te afli, uite, noi acum ne aflăm într-un spațiu unde este multă lumină, este culoare. Eu deja sunt mai deschisă să comunic cu tine. Asta este o chestie absolut psihologică, importantă. Niciodată nu m-am simțit că sunt o victimă sau că sunt o persoană cu o careva dizabilitate. M-am simțit mult mai împuternicită. Având o astfel de experiență acolo în Olanda și când veneam acasă și vorbeam despre cancer, observam reacția oamenilor. Au un program bine stabilit, iar printre cei care oferă instrumente și suport este și psihologul Stefania Madan. Când lucrez cu bolnavile cu cancer, care au trecut sau care sunt în etape, ele au foarte multă durere, foarte multă supărare pe oamenii sănătoși, hai să spunem așa, poate nu direct, dar indirect, de ce eu, întrebarea asta care desori o auzeam, și înțelegeam că ele nu știau să se iubească și corpul lor au cedat la supărările care ele au acumulat, la traumele, la durerile, la tot ceea ce era, și eliberarea era destul de intensă. Am 10 ani de la eveniment, 10 ani de la intervenție. Și este pentru prima dată când vorbesc deschis despre faptul că am trecut prin experiența respectivă. Întotdeauna mi-a fost frică să nu provoc sentimentul de milă. Deci orice alt emoție aș asocia-o cu mine. Urâți-mă, nu știu, dar numai să nu mă jăliți. În primul rând, într-al doilea rând, cred că întotdeauna am fost mai ambițioasă așa și niciodată nu mi-aș fi permis să par slabă. Pentru mine asta era o... Cred că și este undeva acolo, dar deja mi-am confirmat că prezent... Deci eu, pentru mine, eu știu cine sunt. Eu știu unde mă duc, eu știu de ce mă trezesc în fiecare dimineață. Eu nu mai am întrebări, nu cum, am întrebări, desigur, foarte multe, dar nu mi-e frică de faptul că aș putea să trezesc mila cuiva, pentru că sunt mai mult decât atât. Ce pași ați făcut că ați ajuns să fiți și să faceți parte acum din retreat-ul care a fost recent și să nu faceți doar parte ca participant, dar să faceți parte din echipa care a oferit practici și instrumente pentru femeile care au ajuns? После ретрита я задалась вопросом. Ну, я всегда им задавалась, но этот ответ мне пришел после ретрита. Вселенная, покажи мне, где я заблудилась, да, почему это со мной произошло и для чего мне это. И я познакомилась с методом работы, который называется Theta Healing. И я очень много вложила в это. Я работаю с людьми, и в том числе с онкобольными женщинами. И там есть очень интересные результаты для тех, кто готов идти в это и менять свою жизнь, и осознавать, да, что я что-то сделала не так. И вот уже 6 с 18 года, да, 5 лет, 5,5, я практикующий тета-хиллер, и у меня тоже появилось видение, как я могу помочь этим женщинам, потому что у меня есть опыт. Я vin cu aportul de exerciții din ceea ce am primit eu, darul, zic, îl numesc dar, de la, din Marea Britanie, din Londra, unde am făcut yoga sud-coreană și am decis pentru mine că vreau să continui am simțit beneficiul, vreau să continui mai departe, să transmit și altora. Din câte eu am înțeles, Adriana este în Belgia, Cătălina este în UK, tu ești în Olanda, probabil sunt și alți participanți sau colegi care sunt și în alte țări. Ce sau care este punctul care v-a intersectat și vă dă forță să faceți astfel de lucruri pentru cei din Moldova și anume care sunt în Moldova? Adriana a auzit despre mine prin niște moldoveni care locuiesc în țările de jos, care mă cunoșteau pe mine, au fost în cercul meu de suport când eu treceam prin tratament și au zis că cred că ți-ar servi bine să vorbești cu Dorina. Ea m-a contactat, eu eram deschisă să vorbesc. Eu am contactat-o pe Cătălina și uite, dacă omul trebuie să se simtă, și a fost perioada în care noi am făcut pauze și am zis, uite, eu nu mai pot. Asta nu ține de faptul că tu vrei să împărtășești sau nu.
tu poți să dai doar când paharul tău este plin. Dacă paharul de apă nu este plin, tu nu, unui om însetat nu poți să-i dai din el. Tot așa și cu lucru, cu oamenii sau oricare activitate o faci. Așa mi-am dorit eu să transmit mai departe, dar cumva de aici am pornit. Aici am avut toate experiențele mele pozitive și negative. Aici m-am format ca personalitate și am continuat să schimb în mine într-o altă țară, dar niciodată nu m-am gândit să ofer doar acolo, deși ofer și acolo, am și acolo persoane pe care le ghidez. Îmi este foarte de preț să aduc în țara în care m-am născut și care, într-adevăr, are nevoie de mai mult suport. Mă motivează întrebă să vin și o fac cu inima deschisă, asta e tot. Cred că niciodată nu mi-am pus întrebarea de ce o fac, dar cred că răspunsul este pentru că vreau să ajut și nu pentru că mă simt obligată să o fac. Știu foarte clar, pentru că fiecare dintre noi investește într-o dezvoltare personală și spirituală, că nu ne pornim din poziția hai să salvăm aceste femei. Noi vrem să am vrut să le aducem o altă perspectivă, să nu fie doar alb și negru și să reducem cât mai mult din aceste aspecte invizibile sau să le conștientizăm. Și ne bucurăm chiar după prima tabără, multe participante au revenit și au zis cum noi putem să contribuim, ce putem să facem. Asta nu înseamnă că ele vor să vină și să împărtășească cu alte femei, deși în ziua a treia taberei noi le invitam pe cele care doreau și ele vineau și spuneau uite, un an de la tabără, iată ce s-a întâmplat, iată cum a avut loc. Poveștile acestor femei extraordinare ne arată că în ciuda provocărilor și a suferinței putem găsi forța de a ne reconstrui viețile și de a ajuta alte persoane să facă același lucru. Dacă vor fi femei care urmăresc acest interviu, ce le-ați spune pentru a ieși din acest labirint și din aceste probleme care se învârtă? Oncologia este всегда про то, что мы себя потеряли. И то, что мы далеко за проблемами, за людьми, детьми, мужьями убегаем от себя. И она говорит именно о том, предупреждает нас именно о том, чтобы мы вернулись к себе и выбрали себя. Я желаю всем женщинам, которые еще не дошли до онкологии, выбирать себя, предупреждая это заболевание, а которые ее проходят, осознать, что мы у себя одни. Мы приходим одни и уходим одни. И сколько бы людей не было вокруг, когда ты болен, ты все равно один на один со своей болезнью. И очень важно понять и принять, что это про меня, я у себя одна. Я самая большая ценность в своей жизни. И сначала я даю себе, а потом я даю окружающим. И когда я наполненная, я могу дать сполна окружающим. В момент, когда ому креди, потому что мы имеем стереотип, что если ты больна в диканчера и диагностикат кубала диканчера, это значит, что ты уже ешь по пату смерти и с одним пичором партия чалута. Да? Лукрынд, я мям интерит конвинджеря мя, что люди сон тратать, штратабель, где cancer și cancerul este doar o boală care tu poți să depășești. Asta e primul și asta e cel mai important. Credul este că boala asta poate fi învinsă și tu poți depăși, uite câte de multe cazuri sunt și ele sunt reale, este vizibil, asta este dat în public și oamenii încep a crede mai mult că este tratabil decât ce că este incurabilă boala. Cum ar putea să se implice diaspora mai departe ca să ajute femeile din țară și cei care trec prin astfel de situații? În acest an, în 23 și 24 septembrie, am ales din nou să fim conectați pe online și fiecare din diaspora, dacă are un grup sau o organizație sau doar un grup de prieteni, ni se pot alătura nouă. Evenimentul este deja creat și acolo tot este explicat cum poți să-ți creezi echipa sau să te alături la echipa Ramping Moldova, chiar dacă tu ești în Italia sau Canada. Și donația ta este de 10 euro. Prin acești 10 euro tu ai să, deci, se explică exact unde merg acești 10 euro. Pot să mai repet încă o dată, pe parcursul anului se organizează consultații gratuite în regiuni cu medici mamologi, pentru că în țară concentrația medicilor care sunt destul de puțin este preponderent la Chișinău.
organizăm sesiuni de informare pentru femeile care au trecut deja prin cancer, să vorbim despre tehnici utile sau practici sau instrumente prin care pot să-și îmbunătățească calitatea vieții și să o facă mai lungă. Aducem donații de la partenerii noștri din Germania. Lipsa de proteză este enormă. Chiar dacă persoana primește o proteză, primește ai dreptul doar la una, o singură dată, dar proteza poate să dureze, în dependență de calitate, 6 luni, 1 an, 2 ani și după aia tu ai nevoie să o schimbi. Știți, trebuie seturi de proteză. Tot așa trebuie lingerie intimă specializată pentru situația ta. Noi le aducem și lingerie sportivă, că ele vor să facă sport specializată. Aducem și costume de baie, ca să simtă, ele ne-au zis că așa tare ne bucurăm, pentru că eu pot să merg acum la mare sau la bazin împreună cu familia mea și să mă simt femeie. Asta este foarte important. Povestea lor este o sursă de inspirație pentru alții, atât pentru cei care trec printr-o situație similară, cât și pentru cei care doresc să se implice în acțiuni caritabile. Ele demonstrează că fiecare persoană poate face o diferență, indiferent de unde se află în lume. Prin implicarea lor activă, ele încurajează și alți oameni să se implice în cauze care le pasă și să facă parte din schimbarea pozitivă în lume. Aceste femei ne amintesc că angajamentul față de cauza umanitară nu are granițe geografice, iar împreună putem face o diferență semnificativă în viețile celorlalți și să contribuim la construirea unui viitor mai luminos pentru Moldova și pentru lumea întreagă. Cine este Dorina asta? Zic eu că sunt un facilitator, dacă dorești, o sursă, un ghid. Cred că din ceea ce ai comunicat cu mai multe femei care au trecut prin cancer, suntem foarte conectate la divinitate sau la energie, la tot ceea ce este dincolo de doar corpul nostru, și eu foarte mult mă asociez anume cu aceasta, că cu toții suntem energie, cu toții suntem conectați. Eu investesc în mine și mă transform și lucrurile, printr-un efect domino, se transformă în jurul meu, fără ca eu să știu sau să vreau. De aia zic eu că suntem conectați cu Dumnezeu, cu cosmosul, cu universul, dar și în pământ, cu mama natură. Creăm un circuit de energie și fiecare dintre noi suntem niște ghizi unul pentru altul, uneori niște învățători, dar sunt o sursă de energie, asta am să zic eu. Nu uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți fericiți oriunde v-ați afla, dar nu uitați să reveniți acasă. Partenerul emisiunii este Starnet. Starnet de 20 de ani sub aceeași stea.